imaginam cum ar fi ca într-o zi să zidim o biserică. Se sfințește biserica aceasta. Este o împlinire pentru care nu avem cuvinte destule ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Am găsit o hală industrială. Ni se părea imposibil de realizat. Am început să trag câteva linii. Aici va fi altarul, aici va fi lumânărarul, aici va fi un balcon, aici o să facem toalete. Aprobam ce spune părintele, dar... Mă gândesc că am făcut o minune acolo. Zaturează părintele Mircea. Că el a reușit să ne mobilizeze. Părintele e exemplul nostru. Particularitatea ei este că a fost făcută într-un loc total neadecvat. Nu cred că se va mai construi așa ceva. Această biserică nu s-a făcut cu bani. Au dăruit permanent, permanent din rodul muncilor. Pur și simplu trebuie să ne mândrim cu așa ceva. Cum vă simțiți acum în biserica dumneavoastră? Acasă.